Superliga vă este oferită de Superbet. Incomodă acasă și chiar periculoasă. Iată, iată aici ce șansă de gol pentru FC Botoșani. Este primul moment de ezitare pe care formația lui Hagi îl are în blocul defensiv. Incredibil. Vom avea reluarea. Caprov încearcă să reia pe spate. O face. O minge la care de neînțeles și-a vrut să facă Mihai Popescu. Și mai departe, mai departe, Enzo Lopez încearcă să-l țintuiască, cum se spune, pe Alexandru Buzbuchi și să marcheze pentru 1-0. Greșeală mare, greșeală cel balon. Da, foarte bună această pasă, Luis Munteanu, șansă mare de gol pentru Farul. Incredibil, Luis Munteanu 1-1 cu Răzvan Ducan. Îl ia la țintă pe golkeeperul Botoșaniului, cea mai mare ocazie de gol. Consternat Gheorghe Hagi. Nici vorbă de offside. Ce pasă, ce pasă trimite Narek Grigorian. Formidabil. Rist exterior al piciorului stâng lui Munteanu. Atât de previzibil. Narek Grigorian pentru Farul Constanța. Lovitură de la colțul terenului. Mult efect imprimat balonului. Șansă de gol! Irosită de Farul. Balon care intră în plasa porții celor de la Botoșani. Este gol! Dar, iată, echipa lui Bogdan Andone reacționează. Băieții lui Bogdan Andone susțin că balonul a depășit cu întreaga circumferință spațiul de joc, însă Horia Mladinovici încearcă să-i liniștească pe cei de la FC Botoșani. Faza va fi analizată. Primul moment complicat, tensionat în Moldova. Minutul 48 între timp. Ia să vedem. Lovitură de la colțul terenului, Grigorian, Kevin Boli și cred că balonul a depășit. A depășit cu întreaga circumferință suprafața de joc. Da, reluarea lui Rivaldinho. Aceasta nu este cea mai bună reluare. Dar este fază în continuare analizată în camera VAR. Sunt Horațiu Feșnic și Claudiu Lucaciu. Doar un minut și câteva secunde s-a jucat din această repriză secundă. Este repunere din 6 metri pentru FC Botoșani. Multă, multă nervozitate. Bine, cu această strategie, impresia este, atenție aici cu latul, impresia este că Botoșaniul poate ataca încă 90 de minute și nu va marca. Ioan Filip a încercat din prima cu latul să trimită, să-l surprindă pe Alexandru Buzbuchi. Revedem, Florescu nu trimite prea convingător, parcă mult mai bună a doua centrare. David Chichi respinge și din afară Dican. Aici este intervenția asistentului. Atenție, este al doilea galben și roșu. Va pleca la vestiare. Va pleca la vestiare Narek Grigorian, minutul 76. Wow! Se complică serios situația campioanei României aici la Botoșani. Iată, intervenție din spate. Când știi că ai un cartonaș galben, eviți, absolut eviți, întâmplare din flancuri. Oh, ce greșeală! Atenție! Formidabilă șansă de gol, imensă, care îi aparține lui Enzo Lopez. Minutul 82. Alexandru Buzbuchi iese la rampă pentru a doua oară în această seară. Fază a care Kevin Boli ratează acel balon. Caprov îl servește perfect pe Enzo Lopez, care, iată, nu reușește. Nu